Un grav accident de circulație a avut loc ieri la ieșirea din Rădăuți spre Frătăuți, soldat cu decesul unei fete de 14 ani și rănirea gravă a șoferului de 18 ani. Din primele cercetări, tânărul din comuna Șarudornei, ce se afla la volanul unei mașini, nu a observat semnalul stop și a pătruns violent cu autoturismul în șanțul ce desparte drumul județean 178C de spațiul verde. În urma impactului, pasagera din dreapta, o fată de 14 ani, a fost preluată inconștientă de către medici, dar a decedat la spital. De asemenea, șoferul a suferit răni grave. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.